Ziua și numirea la FRF. După numirea lui Bratu la tineret, Federația a anunțat și noul selecționer de la Naționala sub 20 de ani. Lobonț este alesul. Florin Bratu debutează la Naționala de tineret în septembrie într-un amical cu Anglia pe Arcul de Triumf. Va fi primul meci de fotbal care se joacă pe noua arenă din București. Am în cap niște jucători. Ei sunt unii dintre. Pot fi, de ce nu? Și sunt și alții. Sunt foarte mulți jucători care pot interpreta acest rol. Cei 2 ani de zile, mi se pare că e o perioadă extrem de lungă pentru pregătirea acestui eveniment. Și poate să greșească la început, are timp să-și repare efectiv orice fel de, alegere nefericită. E alegerea federației. Înainte mai vorbeam cu Nea Mihai, dar de când au apărut zbonurile astea și cu echipa nu l-a mai sunat deloc. Acuzat că e Gigi Becali de la federație și face schimbările, Stoichiță se revoltă. Păi n-am făcut niciodată schimbările la echipa națională. La mine nu mă interesează. Că știu cine sunt, cum mă comport. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.